doamnă consilier. Astăzi, pe ordinea de zi, avem aprobarea procesului verbal la ședințe din dat 31.01.2019, proiectul de lege privind aprobarea organizării rețele școlare pentru anul 2019-2020 la nivelul Comunei Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul OAT Comuna Cleja, județul Bacău pentru perioada 2019-2020, planul de acțiune în domeniul serviciilor sociale la nivelul Comunei Cleja 2019-2020, proceduri de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați în străinătate și serviciile de care aceștia pot beneficia, precum și aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre DGASPC Bacău și compartimentul de asistență socială OAT Comuna Cleja, județul Bacău, limita procedurală prevăzută de actele normative care reglementează acest aspect și diverse probleme. Se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? În aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 31.01.2019. Cine este pentru? Nu. Aici aș vrea să discut o, o problemă. Știți că data trecută am avut o dezbatere pe marginea evaluării făcute de dumneavoastră pentru domnișoară, doamna secretar. Și am zis că această evaluare a dumneaei nu stă în apanajul dumneavoastră, ci în atribuțiile mele. Dacă dumneavoastră dorea să dați foarte bine, trebuia până pe 15 ianuarie să stați și să prezentați primarului acest raport, după care să aprobăm în ședința Consiliului Local. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Știți foarte bine că ședința a avut loc pe data de 30. Deja, de 31, sau când a fost. Deci, nu mi s-a prezentat, n-am știut nimic, deci legea spune că în condițiile acestea primarul dă, face evaluarea secretarului. Și vreau ca acest lucru să se menționeze în procesul verbal de ședință, pentru că am ridicat această problemă și data trecută, iar în procesul verbal de ședință nu apare nimic legat de această discuție. La fel, nu s-a știut, n-a știut nimeni, eu n-am știut cel puțin că dumneavoastră vine cu acest material în ședință. Deci vreau ca lucrurile să fie clare în momentul când intrăm în dezbatere. N-am fost niciodată împotrivă de a da foarte bine sau de a evalua un secretar sau de orice persoană. Dar lucrurile trebuie să fie deschise, nu într-un mod în care numai te trezești cu o hârtie în față și dați-i foarte bine. Ea trebuie dezbătută, analizată și cred că mi se pare corectă această atitudine pe care eu vreau să o adopt. Deci de asta aș vrea ca următoarea ședință când vom aporta acest raport, să se menționeze acest fapt, că eu nu am fost de acord cu acest foarte bine dat pentru dumneavoastră. Dacă sunt comentarii pe marginea acestea și dacă nu, puteți aprova. Aceea ce ați afirmat dumneavoastră, atunci trebuia să fiu anunțat din decembrie cu treaba asta. Bun, dar nu era în aparajul meu. Eu v-am spus, puteați foarte bine să faceți acest lucru, dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vă revine această sarcină, dumneavoastră trebuia să luați, să faceți chestia asta, nu eu. Da. Consilier zice, dacă eu am legea de partea mea, da. Legea spune că consilierii locali pot face o evaluare pe care o prezintă primarului până pe data 15 ianuarie. Da, dar nu am noi treaba mea. Eu v-am spus cum este, cum spune legea. Legea 188 și hotărârea 611 a suferit modificări prin legea 24, care a intrat în vigoare la 17 ianuarie. Ori, aspectul cu 15, o lege care a intrat în vigoare și a modificat legea inițială 188 și a intrat în vigoare pe 17. Cum poate Consiliul Local, mă întreb, cum poate Consiliul Local până pe data de 15? Bun. Da? Dar eu vă spun și altfel. Dacă această lege a intrat în vigoare pe data de 17, nu? A zis. Și specifică clar
că până pe data de 15 Consiliul Local trebuia să facă această evaluare a secretarului. Atunci putem merge pe legea nouă, pe legea veche și să spunem că primarul face evaluarea pe baza Consiliului Local. Ori lucrul ăsta s-a întâmplat cumva... Păi după aia asta s-a întâmplat. Nu, s-a întâmplat. Unde s-a întâmplat? Că nu a fost propunerea, dar primarul n-a venit. N-ați venit la mine să-mi prezentați, să, primarul să aprobe. Pur și simplu a început aici, votați. Cum votați? Nu, eu am propus. Dar noi avem o lege. La propunerea. Deci eu am propus așa. Consilierii au votat. Deci, consilierii au votat, dar erați în afara legii. Asta vreau să vă spun. Pe data de 31... Legea spunea clar că Consiliul Local face până pe data de 15 ianuarie propunere. În situația în care nu face această propunere, atributul vine Consiliului Local, primarului comun. Dar cine stă să citească legea? Păi, doamna trebuie să citească. Noi avem un secretar în cadrul comunei care prezintă și trebuie legea citită în integralitatea ei și trebuie să o citească. Nu, nu numai unde ne convine citim legea. Legea trebuie citită până la capăt. Domnul primar, este propunerea Consiliului Local. Nu, încă o dată, eu, propunerea Consiliului Local, legea are prioritate în fața hotărârii Consiliului Local. Asta vreau să vă spun, că legea este mai mare decât propunerea Consiliului Local. Nu transformăm ședința de Consiliul Local în altceva. Atunci vă rog să consemnați discuție de data trecută. Mă întreb retoric, sunt secretar și am îndeplinit atribuții în comunitatea asta de 14 ani. Sunt de acord. Da? Da. Unii dintre dumneavoastră, domnilor consilieri, mă cunoașteți, da? Și comunitatea de atâția ani. S-a pus vreodată problema profesionalismului meu, da? Eu vă spun că brusc am ajuns la o tensiune care mi-i văd. N-ați respectat legea. Eu vreau numai respectarea legii, nu vreau altceva. Sunt respectăm ca oameni. Nu, da? Nu, legea este mai presus decât oameni. Da, o să mă uit și eu și o să văd. Am deci înțeleg, chiar asta, vă aduceți da. Și dumneavoastră eu vă aduc și doamna administrator și vă întreb retoric așa. În ce calitate doamna administrator își pune punctul de vedere cu privire la activitatea secretarului unui comun? Da, o persoană acum în polemică, nu vorbim, eu vorbesc de lege, nu vorbim de administrator, păi, nu vorbim de lege. Deci eu vă aduc legea și o citim haideți, împreună. Haideți și atunci hai să depășim momentul. Eu v-am spus că vreau să se consemneze toate intervențiile mele în cadrul unui proces verbal de ședință, se consemnează toată dezbaterea, nu numai ce ne convine. Asta vreau să vă spun. Eu n-am nicio problemă, că îi dăm foarte bine, că îi dăm, da, să respectăm legea. Puteți să dați ce vreți dumneavoastră. Dar încă o dată, n-am zis că vreau mult, vreau puțin. Am zis numai să respectăm legea. Așa, deci din punctul când de vedere, acum, primarul trebuie să facă evaluare. Sigur că da, asta așa, era problema. Așa, deci, o spuneți, exact, asta deci, vreau, deci nu vreau să discutăm. Da, nu s-a pus, știți foarte bine și până acum s-a luat foarte bine, dar... Trebuie să respectăm legea. Nu vreau decât să respectăm legea. Și eu vreau să fim foarte obiectivi, fără ranchini la adresa persoanelor. Dar nu discutăm, dar nici n-a fost problema. Eu am ridicat, numai... Deci ca să nu intrăm exact. Pe zone și transformăm exact, dar deci eu am consiliul local care este o ședință. Încă o dată am cerut să se consemneze discuțiile din ședință. N-am cerut nimic altceva. Deci dumneavoastră faptul că faceți precizarea, exact. Deci cu punctul de vedere, că dumneavoastră trebuie să faceți evaluarea secretarului. Sigur, conform legii. Așa. Eu, dacă țin minte, anul trecut, în 2018, ianuarie, când am avut aceea ședință, au fost după data de 15 ședințe, așa nu există asemenea probleme. Încă o dată, doamna vice, încă o dată, eu vorbesc pe respectarea legii. Dacă nu avem legea, de fapt, noi nu discutăm decât pe baza legii. Dacă permiteți și mie să intervin. Noi avem interesul ca în primărie, vreau să vă faceți treaba exact cum trebuie făcută și noi, Consiliul Local, să facem ce este mai bine pentru localitatea asta, Cleja. Dacă discutăm problemele care nu depind de noi, nu știu ce rol. Așa, care depind tot.
Da, depinde. Da, dar problema văd că... Noi am venit aici să facem ceva pentru comunitate. Doamna administrator... Legea ce ne trebuie să o studiem. Eu cred că asta e problema. Nu este nicio problemă, domnul Consiliar. Eu vreau numai respectarea legii. Dacă ajunge la scandal, acum, în ultimul moment... Deci de 14 ani s-a respectat legea și se va respecta încă o dată. Încă o dată. Vrem legea să spune asta. Dar de toată lumea trebuie să fie respectată. Da? De la cel mai mic la cel mai mare. Auziți. Doamna secretară trebuie să ne spună ce spune legea. Eu nu vreau decât legea. Ea are de partea ei legea. Dacă eu spun și ceea ce spun nu este adevărat, noi, atunci să-mi spună, domnule, uite, asta e legea, aici indică articolul. Legea trebuie citită până la capăt. Asta vreau să înțeleg. Nu numai de suflet, asta e de toată lumea. De toată lumea, dar eu vreau să... O leacă de înțelegere de dumneavoastră, nu? Așa. Nu, dar înțelegere există în baza unei legi. Dar noi nu vedem treaba asta. Nu vedem înțelegere. Era normal. Noi vedem o leacă de... Discutăm așa omeneștii. Era normal și omeneștii. Să discutăm aspectul ăsta. Ne-am întâlnit de atâtea ori. Dar de ce data trecută n-ați discutat problema asta? Dar unde amestecăm o dată? Am spus că e aia panajul meu și atât, dar nu vreau să discutăm altceva. Păi haideți să depășim. Hai depășim cu momentul de șase. Și așa suntem discutați, Acum avem și asta, e cea mai importantă problemă. Acum am văzut. Trebuie mențiunile făcute. S-a găsit apul spăși. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2019-2020 la nivelul Comunei Creșa, județul Bacău. În discuții? Spuneți-ne de scurt despre ce-i vorba. Au rămas același. Rețeaua școlară este ca anul trecut, nu se schimbă nimic, ca pur și simplu se aprobă și nu apare nimic nou. Dacă nu mai sunt discuții, se spune la vot. Cine este pentru? 15 pentru. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul UAT, Comuna Creșa, județul Bacău, pentru perioada 2019-2020, planului local de acțiune în domeniul serviciilor sociale la nivelul Comunei Creșa 2019-2020, procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați în străinătate și serviciile de care aceștia pot beneficia, precum și aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre DGASP CEF Bacău și compartimentul de asistență socială UAT Comuna Creșa, județul Bacău, în limita procedurală prevăzută de actele normative care reglementează acest aspect. Aș vrea aici, avem pe doamna Roca, Diana, care este din partea primăriei, să reprezinte în mare parte, să prezinte acest domnul pe ordinea de zi, ca să înțelegem fiecare. Da, în primul rând, dacă îmi permiteți, problemele care sunt în comun. Despre asta este vorba în această strategie, pentru că vrem să elaborăm o strategie. Legislația în domeniul serviciilor sociale se modifică permanent. Din acest motiv, avem nevoie să facem o strategie, pentru că la nivelul întregii țări, întregii lumi, există puncte vulnerabile. La fel și la noi în comunitate, în comunitatea Cleja, Valea Mică, Somușca, sunt foarte multe puncte vulnerabile. Punctele vulnerabile sunt copiii și persoanele vârstnice. Apoi urmează și persoanele cu dizabilități. Pentru asta trebuie elaborată o strategie. Strategia constă în strângerea de date cu privire la aceste persoane. Noi trebuie să știm care, unde, cum sunt. Eu lucrez de aproximativ 3 ani în asistență socială. Am cules foarte multe date, voi mai culege în continuare. Avem nevoie ca să consiliem persoanele care au nevoie de ajutor. La nivelul comunei noastre sunt persoane vulnerabile, se acordă ajutoare sociale, se acordă indemnizații de creștere copii, se acordă
Avem și ramura asistenților personali și a indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap. Deci, în continuare, spun, strategia constă în strângerea de date și căutarea de soluții pentru a rezolva problemele la nivel local. În mare, avem o bază de date, mai lucrăm la ea, dar pentru asta avem nevoie ca să elaborăm și să aprobăm această strategie cu care vom merge în continuare până, în anul, până la sfârșitul anului 2020. Avem și procedura de monitorizare a copiilor și părinți plecați în străinătate. Noi avem obligația ca la finalul fiecărui an școlar să solicităm de la școală o listă cu copiii care, al căror părinți sunt plecați în străinătate. Mă bucur să văd că de la an la an această listă scade în numărul de copii. Dacă la venirea mea în primărie am avut 181 de familii, acum avem 81 de copii. Atunci aveam în jur de 200 și aproximativ 280 de copii cu părinți plecați în străinătate. Între timp lucrurile s-au mai aranjat, probabil oamenii și-au găsit locul și atunci numărul copiilor al căror părinți sunt plecați în străinătate scade. Ceea ce ne bucură. Dar și aceștia trebuie monitorizați. Avem, printre acești copii, avem copii ai căror părinți ambii sunt plecați în străinătate și sunt lăsați în grija bunicilor, în grija vecinilor. Noi am încercat o campanie de înștiințare a persoanelor, a părinților care pleacă în străinătate, să vină să ne anunțe la asistența socială. Am trimis adrese la biserici, am aflat și noi prin intermediul rudelor la vecinilor care și cum sunt plecați. Avem o bază de date și cu acești copii și urmărim în continuare să evaluăm situația acestor copii. Avem 5 copii care sunt singuri, fără ambii părinți, și ceilalți sunt cu mamele. În continuare vă spun, dacă aveți întrebări, să-mi puneți. Eu doresc să elaborez... Cum poate Consiliul Local? Deci eu am nevoie de această aprobare, pentru că această aprobare a strategiei, pe baza acestei aprobări, eu voi merge mai departe din punct de vedere legal. Adică voi avea o bază legală ca să îmi pot face acea bază de date de care eu am nevoie. Pentru asta solicit această aprobare. Dacă mai aveți întrebări, vă răspund. Dacă nu aveți, atunci se supune la vot. Cine este pentru? 15 pentru, da? Vă mulțumesc. Pentru alegerea președintelui. Da, președinte. Propuneți pe cine? Păi care se știe că... Domnul Micloș. Dar a trecut, a scăpat datorită lui Angea. Cine este pentru domnul Micloș? Dacă l-am propus cum să-l vot. Mai țineți voi, ne ridicați. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. Deci, cine este pentru domnul Micloș? Dacă l-am propus cum să-l vot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deci, 11 voturi pentru domnul Micloș. Am pierdut-o. Nu mai trebuie să-l.